Bună ziua și bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată ce subiecte vă propun pentru astăzi. Spitalul Județean de Urgență din Deva este de ieri cea mai modernă unitate medicală din vestul României, declară președintele CJ Hunedoara Laurențiu Nistor. Programul de reparații capitale a fost finalizat, iar rezultatul transformă în totalitate spitalul. Reparațiile capitale au început în 2009, iar valoarea depășește 100 de milioane de lei, considerată cea mai mare alocare de fonduri în județul Hunedoara. Inițiativa acestui demers a aparținut președintelui Laurențiu Nistor, la acea dată deputat în Parlamentul României, și a medicului Ioan Demeter, pe atunci director al Direcției de Sănătate Publică a județului Hunedoara. După 14 ani, Spitalul Județean de Urgență din Deva este transformat complet, iar standardele oferite pacienților rivalizează cu marile clinici universitare din țară și din Europa, mai declară Laurențiu Nistor. Pentru noi, pentru hunedoreni, este o mândrie. Avem un spital județean cu poate numai în unele centre universitare mai e. De aici încolo totul depinde de conducerea spitalului, de medici, de tot personalul medical. Le-am spus-o și astăzi, în așa fel încât toți pacienții care vin cu probleme la Deva să plece mulțumit că au un spațiu corespunzător și că sunt tratați corespunzător. S-a făcut recepția finală și la cea mai veselă secție a spitalului, cea de pediatrie, dar și la moderna secție de cardiologie, noile secții fiind dotate cu aparatură de ultimă generație. Știm cu toții că vechea secție de pediatrie, o construcție mai veche, o construcție în care nu putea să funcționeze în condiții normale. Acum, în maxim 10 zile, se vor muta fiecare secție la locul lor și cred că ce pacienții, cei micuți, se vor bucura. Sunt într-un spital curat, într-un spital unde pot primi îngrijiri la cele mai înalte metode medicale care trebuie să fie puse la pacient și făcute la pacient. La secția de cardiologie, pe lângă lucrările prevăzute în programul de reparații capitale, Consiliul Județean Hunedoara a investit aproape 1 milion de lei în amenajarea unei unități de supraveghere și tratament a pacienților cardiaci critici, cu alte cuvinte, o secție de terapie intensivă.